Trafic îngreunat pe centura municipiului Târgu Jiu. O cireadă de vaci a încurcat circulația autoturismelor, iar șoferii care au tranzitat zona au fost nevoiți să ocolească zecile de animale care traversau strada. Deși a folosit ca temă de campanie animalele lăsate libere pe străzi, Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu, nu a reușit să rezolve această problemă care se agravează de la o zi la alta. De la începutul lunii octombrie, reprezentanții primăriei Târgu Jiu au adunat de pe străzi doar 7 cai. Animalele care umblă nestingherite pe străzile din municipiu nu mai sunt o noutate. Nu de puține ori șoferii se întâlnesc în trafic cu vaci, cai sau câini. Acestea pot fi un real pericol pentru toți participanții la trafic, mai ales noaptea, atunci când există riscul să fie văzuți în ultima clipă, iar impactul să fie inevitabil. Primăria municipiului Târgu Jiu a adunat în ultima lună mai mulți cai care au fost găsiți liberi pe străzi. De la începutul lunii octombrie și până în acest moment, pe domeniul public al municipiului Târgu Jiu au fost strânse 7 animale, mai exact este vorba despre 7 cai care au fost duși la padoc și care au fost recuperați de către proprietari care au plătit 100 de lei taxă de ridicare de pe străzi și 20 de lei pentru fiecare zi pe care animalul a petrecut-o la padoc. Pe străzile din Târgu Jiu s-au întâmplat mai multe tragedii. Nu puțini au fost cei care au fost implicați în accidente grave cu animale, ba chiar unii șoferi sau pasageri și-au pierdut viața.